Vă salut și fiți pregătiți pentru o nouă întrebare. Dar întâi, pentru că azi este 1 ianuarie 2021, vreau să vă spun la mulți ani, anul nou fericit, și vreau să vă mulțumesc pentru faptul că urmăriți materialele mele. Cu cât am mai multe accesări și mai mulți abonați, cu atât e mai puternic minunatul sentiment că nu lucrez degeaba. Vă mulțumesc! Să vedem întâi, ca de obicei, întrebarea de data trecută. Avem în două pahare cantități egale de apă în paharul din stânga, respectiv să pun lichid în paharul din dreapta. Luăm un anumit volum de săpun lichid folosind o măsură din plastic și turnăm acest volum de săpun lichid în apă. Și apoi amestecăm bine de tot, până se omogenizează soluția. După ce s-a omogenizat soluția, folosind aceeași măsură din plastic, luăm același volum de lichid, de data asta din paharul din stânga, și îl turnăm peste săpunul lichid în paharul din dreapta și omogenizăm din nou soluția. Acum volumele de lichid din cele două pahare sunt din nou egale, dar lichidele nu mai sunt pure. Avem un pic de săpun în apă și un pic de apă în săpun. Întrebarea este, care concentrație de volum este mai mare, cea de săpun în apă sau cea de apă în săpun? Am primit mai multe răspunsuri de data asta, și bune și greșite. Unele greșite din cauza unor mici greșeli de neatenție la rezolvare. Ba mai mult decât atât, mi-a fost sugerată o metodă de rezolvare la care nu mă gândisem de către domnul Dumitru Antonie. Așa că vă voi arăta două rezolvări, una algebrică pentru care am pregătit tabla și pentru cei cărora nu le place matematica, o rezolvare fără matematică, cea care mi-a fost sugerată, așa cum v-am spus, de domnul Dumitru Antonie, căruia îi mulțumesc și pe această cale. Să vedem întâi rezolvarea algebrică. Atunci când aduc volumul V mic de săpun și îl torn în volumul V mare de apă, obțin o concentrație, să o notăm cu C1, V mic supra V mare plus V mic de săpun în apă. Această formulă ne mai arată ceva important, că dacă vreau să calculez volumul unui lichid dintr-un amestec, în cazul nostru volumul de săpun, atunci trebuie să înmulțesc concentrația acelui lichid cu volumul amestecului. Adică V mic, în cazul nostru, este C1 pe lângă V mare plus V mic. Foarte importantă observație pentru a putea să calculăm ceea ce ne interesează. Urmează operațiunea în care iau volumul V mic din amestecul de apă cu săpun și îl torn peste săpun. Cât săpun va fi în acest amestec? Volumul de săpun, să-l notăm VS, va fi concentrația lui, cea pe care am calculat-o, înmulțită cu volumul pe care îl luăm și care este V mic. Este același cu volumul pe care l-am adus în stânga de lichid. Acum același volum îl ducem în dreapta. Asta înseamnă că volumul de săpun va fi V mic pe V mare plus V mic înmulțit cu V mic. Adică volumul de săpun va fi V mic pătrat supra V mare plus V mic. Dar pe mine mă interesează nu volumul de săpun, ci volumul de apă pe care îl duc în vasul din dreapta, pentru că vreau să calculez concentrația de apă în săpun acum.
ca să văd cum este față de concentrația de săpun în apă pe care am notat-o cu C1. Și atunci, ca să aflu volumul de apă pe care îl transfer în vasul din dreapta, trebuie să scad din volumul V mic volumul de săpun, cel pe care l-am calculat. Și dacă facem calculele, găsim că volumul de apă pe care îl transfer în vasul din dreapta este V mic ori V mare supra V mare plus V mic. Acest volum de apă va fi transferat în vasul din dreapta și după transfer voi avea din nou volumul V mare de amestec de data asta. Asta înseamnă că dacă vreau să știu cât este concentrația de apă în săpun sau în amestecul care se formează, trebuie să împart acest volum de apă la volumul V mare. Pentru că, repet, volumul soluției va fi V mare. Dar dacă împart la V mare, dispare V mare de aici și găsesc concentrația C2, că este egală cu V mic supra V mare plus V mic. Adică este aceeași cu concentrația de săpun în apă. Deci răspunsul este că cele două concentrații sunt egale. Avem volume egale de săpun în apă și de apă în săpun. Și acum să vedem rezolvarea care nu apelează la matematică. Am avut inițial două lichide, să le spunem lichidul roșu, respectiv lichidul albastru, în volume egale. E foarte important să reținem acest lucru. Am luat volumul V mic din lichidul roșu și l-am turnat peste lichidul albastru, am amestecat până când s-a omogenizat amestecul și apoi am luat același volum V mic, dar de data asta din amestec, și l-am turnat peste lichidul roșu. Și am obținut în acest fel două vase care conțin amândouă amestecuri. Aici am o anumită concentrație a lichidului albastru în amestec, aici am o anumită concentrație a lichidului roșu în amestec și întrebarea este cum sunt cele două concentrații. Ca să răspundem la întrebare, să ne imaginăm că separăm lichidele. Din vasul acesta extragem lichidul roșu și îl punem într-un vas mai mic. Din vasul acesta extragem lichidul albastru și îl punem într-un vas mai mic, așa cum vedeți pe desen. Și să mai presupunem că volumele celor două lichide din vasele mici nu sunt egale, și anume să zicem că volumul lichidului roșu este mai mare decât volumul lichidului albastru. Asta înseamnă că în vasele mari am mai puțin lichid albastru decât lichid roșu. Și asta mai înseamnă că dacă acum voi turna lichidul roșu din vasul mic peste lichidul roșu din vasul mare și voi face același lucru cu lichidul albastru, voi turna lichidul albastru din vasul mic peste lichidul albastru din vasul mare, voi avea mai mult lichid roșu decât lichid albastru. Ceea ce este imposibil pentru că am spus de la început că cele două volume au fost egale. Dar dacă cele două volume din vasele mici trebuie să fie egale, înseamnă că și concentrațiile lor sunt egale. Aceasta a fost metoda pe care o putem folosi dacă nu vrem să apelăm la matematică. Și întrebarea de azi, care vă spun de pe acum, n-are nicio legătură cu matematica. Într-o cameră sunt trei becuri, becuri clasice cu filament, pe care le-am notat cu A, B, respectiv C. Și există și trei întrerupătoare care controlează cele trei becuri, pe care le-am notat cu 1, 2, respectiv 3, dar aceste trei întrerupătoare nu sunt în camera în care se găsesc becurile, ci sunt în altă cameră. Mai mult decât atât, atunci când sunteți în fața întrerupătoarelor, nu puteți vedea nimic din camera în care se găsesc becurile. Și acum,
trebuie să respectați următoarele reguli. Inițial, becurile sunt stinse și aveți voie să vă duceți în fața întrerupătoarelor și să faceți ce doriți cu întrerupătoarele, în afară de a le distruge. După care aveți voie să intrați o singură dată în cameră, în camera cu becuri, și să faceți ce doriți cu becurile, din nou, în afară de a le distruge. Întrebarea este, respectând aceste reguli, puteți afla care întrerupător pe care bec îl controlează? Aștept răspunsurile voastre. La revedere!